meșterii pun mare preț pe înfruntarea cu Craiova. Veți reuși să eliminați? Da, este un meci greu, ținând cont că jucăm cu o echipă de prim eșalon. Este o rivalitate foarte mare între suporterii noștri și ai lor. Sperăm să-i facem mândri, chiar dacă se va ajunge în prelungiri sau la penaltiuri, nu trebuie să cedăm niciodată, deoarece sunt șanse foarte mari și la penaltiuri să-i putem elimina, nu în primele 90 de minute. Nici nu vă imaginați cât de mult ne-a lipsit publicul și nu numai mie și Petrolului, tuturor fotbaliștilor și sportivilor. E ceva superb aici la Petrolul, aici pe Ilie Oană și sperăm să vină în continuare din ce în ce mai mulți. În cupă, veți reuși o nouă victorie? E destul de greu, sunt o echipă de Liga 1, s-au întâlnit acum în vară, e normal, dar jucăm pe Ilie Oană cu publicul nostru și dacă ne facem jocul, eu zic că putem să le punem probleme. În anii precedenți niciodată nu cred că s-a întâmplat asta. De fiecare dată când eram pe punctul de a ajunge pe primul loc, tot timpul ne-am încurcat, să zic așa, și iată că într-un final am ajuns să fim pe primul loc. Și sper să rămânem în continuare pe primul loc. Cum vezi înfruntarea din cupă cu Craiova, având în vedere că este importantă și pentru suporteri? Este importantă și pentru suporteri, dar și pentru noi. Întâlnim o echipă de Liga 1 și trebuie să jucăm, să ne impunem jocul. Apropo de suporteri, aceștia țin foarte mult să eliminați Craiova din cupă, știi? Da, m-au sunat imediat după ce s-a tras la sorți. Ce pot să le promit e că vom încerca să punem cea mai bună echipă care putem să o aliniem la momentul jocului. Mai departe și o să facem tot ce ține de noi să ne prezentăm bine și să încercăm să producem surpriza, pentru că practic ar fi o surpriză.